Zice, ce vreți? Cristi Giambașu, Ion Crăciunescu. Eu zic Numai. Că eu am încredere în Rădoi ca antrenor în continuare. Eu am spus de prima dată, cred că am fost printre puținii care a zis că s-a grăbit făcând pasul ăsta, că trebuia să mai aștepte, pentru că contează experiența. Dar mie mi se pare că el a luat o echipă care... Eu n-am spus, mărturisesc că nu. Am fost foarte Nu, nu, eu am spus încântat. Asta aici. Am spus. El mi se pare că a luat o echipă care funcționa așa în viteza a doua, cu motorul între a doua, și l-a vrut să bage, a schimbat direct a cincea și s-a cal la motor. Așa mi s-a părut. Bun asta, da. Așa mi s-a părut. Mi-a zis, mi-a dat niște mesaje, da. Și am trecut dintr-o extremă în alta, de la apărare la... Da. Colegul nostru, colegul meu de la gazetă, Marius Mărgărin, mi-a dat câteva mesaje pe WhatsApp. În noiembrie, zice el, în noiembrie 2019 pierdea Armenia cu 9-1 în fața Italiei. În martie 2020, deci la câteva luni distanță, este numit Caparos ca selecționer, care păstrează 7 jucători din acea echipă, deci echipa care ne-a bătut acum, numără 7 jucători dintre cei care pierdeau în Italia cu 9-1. Uh-huh. Asta ca să înțelegem totuși cât cântărește, rolul selecționerului, cât înseamnă selecționerul la o echipă, antrenorul, până la urmă. Putem să zicem și antrenor. Da. Păi nu, asta spun că e... 7 jucători. Noi n-am reușit să păstrăm 7 jucători de la un meci la altul. Da? Da. E adevărat, au mai adus alții și în fine au schimbat complet. Pe ei au bătut Gibraltarul la un moment dat într-un meci în Armenia. Da. Vă dați seama. Ireal. Și au ajuns. Adică au plecat de foarte jos. La ei experimentul ăsta cu antrenori străini s-a potrivit. La noi nu. Că observația ta este bună. Nici Caparos în momentul în care, sigur că avea spate Sevilla, avea Bilbao, da, când a venit și el era ieșit din circuit, când a venit selecționer la Armeni. Da, era practic în situația lui Daum. Școala spaniolă produce. Bun, dar și școala germană, așa teoretic cel puțin, zici, domnule... Păi, Daum aveam, nu mai făcuse nimic pe la alte echipe. Barimomul venea din activitate. Am făcut acum o socoteală cu Mirel Rădoi, echipa României, incluzând un meci amical, în fine, cu Belarus. A încasat... În 10 meciuri, că 10 sunt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, 10 sunt, 19 goluri. Deci aproape 2 goluri pe meci este, în condițiile în care n-a jucat un meci, atenție, l-a câștigat la Masa Verde cu Norvegia. Da? 2 goluri pe meci și nu știu câte ocazii. Da. Dacă iei și ocaziile... Evident că ăsta, golul ăsta, să ți le înscrie orice fel de echipă, de la Norvegia, Armenia... Irlanda de Nord, Macedonia de Nord, numai cu ăsta de Nord jucăm, așa, ține schede orice fel de experiență. Apropo de experiența nefericită cu Daum, știți când a fost singura dată când a performat el? La acel 5-0 cu Armenia. Da, da, da. El era antrenor. Da, da. Da, a jucat de la început cu un om. Știu, cu un om mai puțin. Exact. Au avut eliminat de la începutul meciului Armenia. Niciunul cu trei, parcă. Câțiva, încă o dată vă mai întreb despre niște oameni. Man. Și eu am întrebat, l-am întrebat și pe Gabi, da. Adică totuși trebuie să căpătăm niște răspunsuri. De ce Man? De ce se insistă cu Man, care e clar că e în altă parte, nu e acolo? Poate are probleme, poate se gândește la Parma mai mult, poate e frică să nu se accenteze. Pe de altă parte, de ce nu insiști mai mult cu Mihăilă? Ai văzut că Mihăilă a fost o soluție din primul meci, o soluție bună. Nu știu. Folosește-l, domnule, până la urmă n-a venit să se odihnească. Chestia asta că oboseală, că la 3 meciuri... Nemții, dincolo de faptul că au luat bătaie, s-au făcut de râs cu Macedonia de Nord, că vorbeam și cu Alex, cu producătorul nostru de la emisiune, nemții au schimbat un singur jucător aseară, la rușinea pe care au pățit-o cu Macedonia de Nord, față de meciul nostru, de meciul cu noi. Da, da, da. Da? Pe Klosterman. A intrat numai știu cine, în locul lui Klosterman. Asta găsându-ne niște bile de picioare și mai mari nouă prin victoria Macedoniei în Germania. Adică Löw are o idee, domnule, zice, vreau să încerc, ca și spus, nu că bănuim noi care o idee. Vreau să cristalizez, să am o echipă cu care mă prezint la Euro. Noi ce vrem? Noi să atacăm. Da, vrem să atacăm dacă schimbăm echipa la modul ăsta și mie îmi place când antrenorul face schimbări. Și în timpul meciului, și de la meci la meci. Anghel Iordănescu, fostul selecționer, fostul antrenor actual, antrenor emblematic, care ne-a dus până aproape de semifinale mondiale. Bună seara!
Bună seara dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. Bună seara. Și la ultimul campionat european, să spunem că nu o să fie chiar ultimul turneu, finalul care îl prinde în 2016, așa... da. Da, 2016. Aseară, vi se pare că noastră ați făcut toată un egal în Armenia și a și părăsit echipa națională atunci. Acum, după această, că asta este paralela care se face, după această înfrângere, ce ar trebui să facă Mirel Rădoi? Să plece sau să rămână? Că el se întreba aseară despre povestea asta. În primul rând, este adevărat, așa cum a spus și dumneavoastră, nu știu, cred că domnul Cristi e lângă dumneavoastră și probabil că știe mai bine, cred că în 2004 da. S-a terminat 1-1 și după da. Acel meci mi-am dat demisia. Ratam calificarea la Euro, la Euro 2004, care a fost în Portugalia. Nu? Acela era momentul. Da, da. Înseamnă că era în 2003. Da, mă rog. Da. Pentru campionatul european din Portugalia. Da. Exact. Da, dar să știți că România a fost prezentă în Portugalia. Prin dumneavoastră, că erați în comisia tehnică. Eram în comisia tehnică și am văzut tot turneul final. Din păcate, era mai bine să fie echipa națională acolo și cu antrenorul Iordănescu. Dar, da. Revenim la ceea ce s-a întâmplat. Cu toții suntem dezamăgiți. A fost un joc care efectiv ne-a pus la pământ. Să ai 2-1, dacă nu mă înșel, în minutul 72 și să pierzi cu 3-2 este groaznic. Un meci care îl începusem acceptat. Aveam posesia, chiar dacă posesia era în jumatea noastră de teren mai mult decât în treimea adversă, dar aveam cât de cât, să zic, jocul sub controlul nostru prin prisma faptului că am revenit de la 1-0 la 2-1. Nu aș vrea să mai repet, aveți acolo în studio oameni de fotbal care sunt convins că au analizat greșelile sau ceea ce s-a făcut. Și ca să vă răspund la întrebare, eu cred că Mirel Rădoi trebuie să continue. Am această credință că va putea îndrepta lucrul. Sunt convins că echipa noastră națională poate să termine pe locul 2. Mirel Rădoi și echipa națională poate câștiga în Macedonia, poate câștiga în Islanda și putem bate cu siguranță Armenia la București. Nu știu dacă sunt pe placul tuturor când fac această afirmație, dar pentru fotbal e bine ca Mirel Rădoi să continue la echipa națională, pentru că este foarte greu să vină cineva și să cunoască mai bine ca Mirel Rădoi problemele de la echipa națională. Pentru Rădoi ar fi mai important sau pentru echipa națională să rămână? Că deși pentru echipa națională a României, pentru echipa națională a României, pentru calificarea echipei, sau mai bine zis, pentru a ajunge la locul 2, loc care ne asigură barajul. Păi credeți că mai avem șanse la locul 2, domnul Iordănescu? Serios? Sincer, cred că putem câștiga, așa cum am spus-o, și meciul cu Armenia de la București, și cele două duble, două jocuri cu Islanda, pentru că meciurile cu Liechtenstein și așa nu o să iau în considerație. Mă refer punctajul. Da, da. Și mă refer în același timp și la jocul din Macedonia. Macedonia, după ce a bătut Germania, ne-a pus. E adevărat. A fost un context special. Eu sunt sigur că dacă mai joacă Macedonia de 10 ori în Germania, cu Germania, sunt convins că de 10 ori va câștiga Germania. Sunt de acord, dar noi ne propusesem să luăm și noi un punct.
Ziceam ca să începem așa bine. Ei au luat fost, în Germania. Până la urmă am fost fericiți că am scăpat doar cu 1-0. Deci ei din întrecerea cu nuca statare a grupei cu Germania deocamdată și-au asigurat. Am înțeles. Domnul Iordănescu spune că e posibil. Voiam să întreb ce trebuie făcut. Numai o secundă. Da. Ioane, domnul Cristi, credeți-mă că, că știu ceea ce spun. Spun că echipa națională poate să termine aceste calificări pe locul 2. Mai departe, depindem foarte mult și de șansă. Depindem cu cine vom juca barajul și depinde unde vom juca al doilea joc de baraj după tragerea la sorți, dacă jucăm acasă sau în deplasare. Repet, pentru echipa națională, pentru fotbalul nostru, e bine să continuă Mirel Rădoi. A făcut greșeli. Eu am fost unul dintre oamenii care l-am criticat. Am spus-o chiar recent și tot la postul noastră de televiziune, după meciul cu Macedonia, că acest joc trebuie să fie un semnal de alarmă pentru Mirel Rădoi, pentru defensiva care a prezentat-o la acel joc echipa națională. Știți care este scuzați-mă, știți care este problema? Cei care îl contestă pe Rădoi vin și cu contraargumentul că exact în acest moment, dacă ar fi ca el să plece de la echipa națională, există antrenori importanți care sunt liberi. Lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Adică Olăroiu liber, Răzvan Lucescu liber, Dan Petrescu liber, Marius Șumudică liber. Sunt deja patru variante. Hagi liber. Să zicem că Hagi, deși Hagi spunea că nu mai vrea la echipa națională, că vrea să plece să treze afară, nu contează. Sunt toți acești oameni care și în trecut cumva, să zicem că au fost rostiți și puși pe tot felul de liste și chiar au fost căutați de cei de la federație, sunt liberi. Deci dacă ar fi fost momentul să se schimbe antrenorul la națională, acesta ar fi. Asta zic oamenii. Dumneavoastră spuneți că nu, e bine să rămână. Foarte în regulă dacă gândiți așa? Asta este punctul meu de vedere. Am spus-o în repetate rând, domnul Cristi. Am spus-o în repetate. Spuneți-mi și mie rând, pe nume, vă rog frumos, că domnul Crăciunescu ziceți pe nume și pe mine mă domniți. Păi de asta am stat mai mult, am lucrat împreună. Bine, ziceți-mi cum vă este bine, nu, glumeam. M-am curățat cu vreo 2-3 penalti. Așa, da. Exact. Bun. La primire nu se pune neapoi după auziți? Era să mă lase fără servicii în câteva rânduri. Așa fac arbitrii. Domnul Iordănescu, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Ioane, greșesc. Glumesc, Ioane, să știi. Știu, nu, da, am zis bineînțeles, că știu. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar spuneți-mi și mie, cum putem? Ați făcut o construcție foarte frumoasă până la baraje, la asta, deocată. Noi suntem penultimi în această grupă în fața celor din Liechtenstein și explicați-mi și mie cum putem ajunge pe locul 2 cu jucători pe care am văzut aseară, lipsiți de reacție, cu apărare permeabilă, mai permeabilă ca niciodată, cu oameni absolut în altă parte, parcă nu pe acel teren, cu oameni care par la capăt de linie, dar care sunt forțați în continuare în echipa națională. Spuneți-mi și mie cum, pentru că asta au văzut toți. Așa putem să visăm, dar ne trezim după aia, ne trezim că ne bate poate Islanda și chiar gata. Radu, sunt foarte multe argumente cu care puteți să combateți pledoaria mea sau logica mea. Dar eu cred în continuare în Mirel Rădoi. Cred în potențialul fotbaliștilor noștri. Și haideți să fim sinceri, până la urmă trebuie să câștigăm cu Islanda, trebuie să câștigăm cu Macedonia în Macedonia și a mai câștigat, nu neapărat în Macedonia, a mai câștigat în altă parte unde era mai greu decât în. Iar cu Armenia acasă, să nu îmi spuneți mie că nu este un joc pe care putem să-l câștigăm. Revin și la problema jucătorilor. Este adevărat. Și aici este și pentru mine un semn de întrebare. Lipsa unora dintre ei a responsabilităților. Îl acuzăm cu toții pe Mirel Rădoi, dar este clar că gestul lui George Pușcaș a fost unul de copil, un
jucător fără, eu știu, cea mai elementară și cea mai, să zic așa, responsabilitate care trebuie să aibă un jucător profesionist la un asemenea nivel. Nu este normal. Toți spunem, și asta este realitatea, că avem jucători tehnici. Nu este normal să pierzi așa ușor mingea la mijlocul terenului în jumate adversă, cum a pierdut Oman la golul egalizator. Aha. Da. Nu este normal. Noi spunem, le luăm apărarea și eu am fost unul dintre oamenii care am crezut și cred în jucătorul român de fotbal. Nu este normal la acest nivel să dai spațiu jucătorilor din bandă să intre în interior pe piciorul bun din dreapta, pe piciorul stâng din interior, să dai spațiu și să nu-i închizi piciorul bun și să inviți să-i dai spațiu la tușe. La nivelul ăsta sunt lucruri elementare. Păi și din vina cui n-au făcut asta, domnule? Din vina lor sau din vina lor Rădoi, care nu a reușit să-i convingă să facă asta? Că și el era la fel de uluit, numai că el n-are dreptul să fie la fel de uluit ca noi, că el e cu ei, îmi pare rău. Noi suntem uluiți că n-au reușit lucruri elementare, cum spune și, sigur, cum spunea și el, extrem de cătrănit și de... Dar numai că el era acolo, cum reușești, că nu faci, că nu ești la 100%, poți să înțeleg, că faci la un moment dat o greșeală, o gafă, poți să înțeleg. Dar faptul că lucruri, cum spuneți dumneavoastră, elementare, nu sunt făcute cu obstinență, nu că odată doar, dar cu obstinență, asta este dincolo de puterea mea de înțelegere. Vă rog să mă credeți că am trecut în toate aceste lucruri. Îi spuneam și lui Edi Iordănescu, la jucătorul român trebuie să-l bați la cap și să-i repezi de 30 de ori ca să înțeleagă odată. Același lucru trebuie să facă și Mirel Rădoi. Se explice, noi spunem că suntem jucători inteligenți, dar avem jucători inteligenți, dar n-au inteligență profesionistă. N-au o șmecherie fotbalistică în care să știe să speculeze. Jucătorul nostru trebuie să-i vorbești pe limbajul lui și să-i baci cu lingurița să înțeleagă și să accepte. Și Mirel Rădoi trebuie să facă acest lucru. Am văzut ce a declarat. Și a rămas și el uluit. Eu nu pot să înțeleg. Vă dau un alt exemplu. Nu pot să înțeleg ca la meciul cu Macedonia acasă, ai 2-0. Bun, a jucat cu doi mijlocași, cu Stanciu și cu Răzvan Marin, care sunt, să zic așa, mai mulți jucători, Stanciu jucător de atac, celălalt un Inter, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, un optar. Da, Inter, da. Cum vreți să o luați dumneavoastră? Dar e greu de acceptat că Răzvan Marin, la 2-0, pleacă și aleargă, iese pe un culoar în viteză maximă, să că pentru un contraatac, în condițiile în care te gândeai că orice pierdere a balonului poate să însemne un contraatac și un pericol de a ajunge direct pe fundașii centrali, care și așa demonstrase că n-au o siguranță în duelurile 1-1. Aceste lucruri sunt, până la urmă, elementare, mai depinde și de profesionalismul lor, de personalitatea lor. Da. E ușor acum. Da, sigur, pentru noi e ușor, de acord. Da, așa. Îi punem tot un cârcă lui Mirel Rădoi? Nu, noi punem tot un cârcă, dar trebuie să înțelegem. Nu-i punem tot. Am vorbit tot, foarte mult și despre atitudinea jucătorilor. Dar trebuie să înțelegem. Ziceați dumneavoastră că aveți încredere în fotbalistul român. Domnul Iordănescu, și eu am încredere în fotbalistul român dacă arată ca Florin Niță. Deci dacă arată ca Florin Niță, jos pălăria. Îmi dau și lacrimile pentru fotbalistul român. Dar dacă arată ca alții pe care nu-i mai iau la rând, că sunt prea mulți, nu e regulă. Da. Jos pălăria cu această afirmație și de ce țin să repet lucrul ăsta. Jos pălăria pentru ce a făcut Niță. Din punctul meu de vedere... Vă dați seama, a luat 3 goluri și e cel mai bun. E cel mai lăudat. A făcut un joc fantastic și cu Germania. Făcut un joc fantastic și aici. Și din păcate,
Noi l-am descoperit prea târziu sau i-am dat șansa prea târziu când poate putea să mai apere și el chiar pe vremea lui Ciprian. Corect. Da. Domnul Iordănescu, mulțumesc mult de tot cu amendamentul că mi-a adus aminte Florin Bratu, că nu de altă, era pe teren la meci cu Armenia, a fost în 2004 și era în preliminare Cupei Mondiale din 2006. Deja erau preliminare pentru... Da, da, din 2006, da. Dar noi suntem de vină că noi v-am indus în eroare pe calea asta greșită, presupunând că a fost pentru campionatul european. Mulțumesc foarte mult, să sperăm că ne întâlnim și la... ne mai vorbim și la rezultate mai bune. Și că o să fie, cum a spus dumneavoastră, am mari dubii, dar aș fi fericit să se întâmple ceea ce spuneți dumneavoastră. Să vedem cum, nu știu cum. O seară bună și o emisiune frumoasă. Vă mulțumesc foarte mult. Sănătate. Simt că trebuie să luăm o pauză urgent.